După mai bine de 6 ani de când autoritățile române încearcă să definească clar serviciile medicale la care au dreptul plătitorii români de contribuții de sănătate, Ministerul Sănătății publică pentru documente care detaliază pachetul de bază prima dată acest formular. Este prima formă perfectibilă pe care se supune dezbaterea publică, asta preciza Ministrul Sănătății. Pentru români, acest pachet este cea mai importantă măsură de sănătate publică din ultimul deceniu. Dacă el va funcționa, fiecare dintre noi va fi în mod direct afectat. Prima veste, pachetul de bază este gratuit atât pentru cei care își plătesc contribuția la stat, cât și pentru cei care nu o plătesc. Practic, Ministerul Sănătății a publicat documentele care detaliază teoretic în ce constă pachetul de servicii medicale. Spuneți-ne care sunt principalele modificări pe care le aduce acest pachet de bază. Pachetul de bază aduce foarte multe modificări și consider că sunt modificări pozitive. În sensul că oamenii se pot duce acum la stomatolog și beneficiază, mă rog, de gratuitate și de fapt de plata serviciilor. În ceea ce privește asistența de spitale, nu s-a schimbat foarte mult, s-a schimbat în ambulator. E problema managementului de caz, adică e o listă de cazuri cronice care trebuie mult mai bine urmărite, diabet, boli cardiovasculare, boli neurologice, care se vor duce în ambulator la 6 luni sau la 1 an, în funcție de gravitatea cazului. Practic, pachetul de bază la ora actuală este orientat pe prevenția bolilor și nici de cum pe tratament. Considerându-se, cum în orice țară civilizată ar trebui să considere, că a preveni este mult mai ieftin și mult mai eficient, în primul rând mult mai eficient și după aceea mult mai ieftin, decât a trata boli. Ca să nu mai spunem că în România, la ora actuală, pacienții, foarte mulți dintre ei, se duc pe la 10 specialiști și adună câte 30 de medicamente, astfel încât, la un moment dat, te întrebi de unde mai au bani să-și cumpere mâncare dacă toți banii se duc pe 30-40 de medicamente. Cu alte cuvinte, trebuie eliminată cât de mult posibil polipramazia. Începând cu anul acesta, asistența medicală se va acorda în România prin pachet de bază, pachetul programelor naționale și pachetul de asigurări suplimentare private. Între primele două, asemănarea este faptul că ambele sunt gratuite pentru toată lumea. Este mult mai important decât diferența, sursa de finanțare. Despre ultimul, asigurările private, știm deocamdată doar că va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. În mod normal, drumul unui potențial pacient începe la nivelul medicinei primare, acolo unde este monitorizat și se poate identifica precoce boala, ceea ce crește șansa de vindecare. De acolo, pacientul ajunge cel puțin în teorie la medicul de familie, care dacă nu-l poate vindeca, îl trimite la un medic specialist care lucrează în ambulatoriu, adică o policlinică de obicei sau un spital. La spital, pacientul rămâne sau nu este rămas peste noapte, conform gravității bolii sale. În funcție de aceste nivele, se prezintă în continuare conținutul pachetului de bază, de la medicină primară, terminând cu medicul de familie, spital, specializările pe zi și apoi lista negativă pe care o poate număra împreună cu policlinica sau ambulatoriu.